Campionatul județean al Ligii a 4-a fotbalistice se pregătește pentru etapa a doua, care va avea loc vineri 11 septembrie. Fără îndoială, cel mai așteptat meci va fi cel de la Malu, unde echipa locală Arsenal va întâlni pe teren propriu pe Dunărea Giurgiu. Cele două echipe și-au anunțat pretențiile pentru acest sezon. Dunărea vizează primele două locuri, iar Arsenal vrea să păstreze titlul de campioană și să readucă acasă cupa, pierdută anul trecut în fața Unirii din Izvoarele. Urmărind parcursul tunarilor din Malu, este de reamintit că aceștia au învins Dunărea Giurgiu cu 5-1 în ediția trecută a campionatului. Au avut un egal cu ASE Prundu, 1-1, o singură înfrângere în fața Unirii Izvoarele, 0-3, iar restul partidelor s-a terminat cu victorii. Arsenal a început campionatul din postura de campion ai județului și finaliști ai Cupei României. Faza pe județ și-a avut o primă victorie, 18-1 în fața finalistei de acum 2 ani din Cupa Județului, Progresul Valea Dragului. Pentru sezonul acesta, echipa din Malu a perfectat câteva transferuri. Un vârf, George Maria Robert, de la Viitorul Domnești, Marinel Draghia, fundaș de la Dunărea Giurgiu, Gelescu, transferat definitiv de la Voința Slobozia, după ce a fost împrumutat un an, și Ștefăniță Ionuț de la echipa din 1 decembrie. Marius Fodor este antrenorul principal al echipei, dar și jucător. Antrenor secund Andrei Nemțescu, iar președintele clubului este Dan Rotaru.